Loc cu Raluca Anton la Europa FM. În direct la psiholog cu psihoterapeuta noastră Raluca Anton. Bine ai venit, Raluca, mă bucur să ne întâlnim și astăzi în direct pe frecvențele Europa FM. Servus, bună seara. Se apropie sărbătorile și vreau să vorbim puțin despre subiectul ăsta. Ar trebui să însemne liniște, nu? Tihnă? Sau lipsa tuturor? Ce înseamnă sărbătorile astea pentru noi? Așa ar fi bine să însemne liniște și tihnă împreună, să însemne faptul că ne adunăm în jurul mesei și mă refer la asta, când spun asta nu mă refer neapărat la a ne aduna în jurul mesei pentru a mânca, cât mai degrabă pentru a fi alături unii de ceilalți. Însă știm că nu tot timpul lucrurile se întâmplă fix așa cum ne-am imaginat și că acele reclame pe care le vedem în perioada aceasta sau filmele acele americane pe care le vedem nu totdeauna reflectă și realitatea vieții noastre. Păi deocamdată ne încolonăm în trafic sau ne adunăm în jurul asfaltului, să spun așa, dacă ne uităm la câte mașini sunt în momentul ăsta pe șoselele din București, e traficul aproape blocat în, pe șoselele din capitală și bănesc că nu numai aici. Dincolo de asta, dincolo de șoselele din capitală, eu tocmai vin de la niște cumpărături și nu vreau să povestesc cum a fost experiența. Da, este tot. Dar, unde sunt centre comerciale, acolo e blocaj total. Din păcate, ne defocalizăm atât de mult de pe ce ar trebui sau ce ar fi bine să însemne sărbătorile și de asta mă și gândeam că ar fi potrivit și ar fi fain să vorbim despre asta acum la început de lună, astfel încât să avem suficient de mult timp până la Crăciun să ne calibrăm și să ne reorganizăm gândurile când vine vorba de sărbători. Poate, uite, dacă tot povestim noi doi în legătură cu asta, mai sunt câteva persoane alături de noi care se gândesc să vadă sărbătorile și dintr-o altă perspectivă. Și când mă gândesc la a le vedea dintr-o altă perspectivă, mă gândesc la a ne da ocazia să ne uităm la mediul familial, la noi înșine, în mediul acela, să înțelegem mai multe despre noi și poate să nu mergem cu atât de multe așteptări despre cum, sau în legătură cu cum ne-am dori să fie sărbător, cât mai degrabă să fie aceste așteptări calibrate cu realitatea și cum știm că au fost în fiecare an. Cu discuțiile acelea care uneori ni se par interminabile, cu întrebările care uneori ni se par fără niciun rost și de asemenea cu comportamentele unor membri ai familiei noastre care știm că ne deranjează și a ne aștepta să nu se întâmple, de foarte multe ori e o iluzie. Când te măriți, când te însori, când faci și tu un copil... Exact. Atunci, al doilea copil și mai departe când îi faci un frățior, o surioară. Adică, și atunci da, mergem mintea pregătită pentru a întâmpina aceste întrebări, pentru a seta noi înșine niște limite sănătoase și a răspunde, poate în anumite momente, chiar dacă ceilalți nu se vor aștepta la asta, pur și simplu cu, uite, nu mă simt confortabil să vorbesc despre lucrurile astea acum, dar apreciez faptul că mi-acorzi grijă și atenție și mă întrebi. Adică mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să ne pregătim, nu doar în legătură cu cum ne-ar plăcea să fie sărbătorile, cât și cum știm că s-ar putea să fie și să avem grijă de emoțiile noastre în această perioadă, cât și de relațiile pe care noi le avem cu cei apropiați. Oricum de tihnă nu cred că poate fi vorba atunci când ne pregătim pentru sărbători sau chiar în timpul sărbătorilor. Nu știu, spune-mi un singur moment în care ne-am putea găsi tihna în preajma sărbătorilor de iarnă. Cred că ar merita fiecare dintre noi să ne dăm seama ce reprezintă, de fapt, sărbătorile acestea pentru noi. Înseamnă să alergăm să cumpărăm cadouri celorlalți. Care sunt momentele în care simțim acea tihnă? Uite, de exemplu, pentru mine, un moment în care simt acea tihnă și simt cumva că am încheiat o etapă importantă este când frământ. Literalmente. Știi, e un moment în care eu simt că, de fapt, fac tranziția aceea între muncă și anul care a trecut și niște sărbători. Cumva e așa ca un prag pe care eu îl trec în momentul respectiv. E clar că e o asociere pe care mintea mea a făcut-o acolo. E un moment în care eu mi-am zis, uite ce relaxant e pentru mine să fac asta și este ceea ce mă ajută pe mine să simt că fac tranziția înspre a mă simți mai relaxată, mai conectată cu cei apropiați. De-aia e important să ne găsim fiecare dintre noi, cheița asta, știi, care ne ajută. Pentru unii este drumul din orașul în care locuiesc până înspre casă. Ok, deci ori ne apucăm de făcut cozonaci, ori ne luăm lumea în cap către o destinație pe gustul nostru. Îți mulțumesc foarte mult, Raluca, pentru întâlnirea de astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la psiholog. Așa facem, ne revedem luni. Seară bună, numai bine. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.